Revine iarna. Meteorologii au emis un cod galben în întreaga țară, valabil de astăzi până miercuri. Sunt așteptate ploi și ninsori, mai ales în jumătatea de nord-vest a țării, unde izolat precipitațiile pot depăși 30-35 de litri pe metru pătrat. Date suplimentare aflăm chiar acum de la Oana Păduraru, meteorolog de serviciu la Administrația Națională de Meteorologie. Bună ziua, doamnă! Ce date aveți? Bună ziua, bine v-am găsit. Da, într-adevăr, iarna încă își mai spune cuvântul și în următoarele zile. Pe de o parte, pentru că valorile termice vor fi în scădere pe fondul pătrunderii unei mase de aer mai rece în zona țării noastre, iar precipitațiile prezente în toate zonele țării vor fi și sub formă de ninsoare, dar și importante cantitativ. Sunt două mesaje cod galben, primul valabil de astăzi, duminică, de la ora 16 și până luni după amiază la ora 2, pentru ploi însemnate cantitativ într-o primă fază și ninsori doar în zona înaltă de munte. În acest interval, în Banat, Crișana, Maramureș și local în nordul și vestul Transilvaniei, temporar va ploua, iar la altitudine peste 1700 de metri în Carpații Orientali și la peste 1200 de metri în nordul Carpaților Orientali, va ninge și se va depune un strat nou de zăpadă. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-35 de litri pe metru pătrat și totodată vor fi și intensificări ale vântului, îndeosebi în vest și la munte, cu viteze în general de 45-60 de km pe oră, spulberând zăpada pe crestele montane înalte. Cel de-al doilea mesaj, cod galben, pentru mare parte din țară, este valabil de mâine, de la ora 2 până miercuri seara la ora 8, pentru ninsori și strat consistent de zăpadă în zona montană și în Transilvania, viscol la altitudini mai mari de 1500 de metri, ploi și ninsori abundente în Moldova și în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea, doar ploi însemnate cantitativ. Ne așteptăm la cantități de apă de peste 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 40-60 de litri pe metru pătrat. Vor fi ploi ce se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, luni spre marți, în toată zona de munte și în Transilvania, unde stratul de zăpadă nou depus va fi consistent. În Moldova, la început, vor fi ploi abundente, dar tot începând de marți vor predomina ninsorile însemnate cantitativ, îndeosebi în zona deluroasă, iar la munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vântul va avea intensificări cu viteze de 55-75 de km pe oră, iar începând de marți, iar în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră, viscolind ninsoarea. Intensificările vântului vor mai fi local și temporar în acest interval și în Transilvania și în Moldova, dar la intensități mai reduse. Un episod de vreme rea am avut și săptămâna aceasta în capitală, o zăpadă de luna martie. La ce ar trebui să ne așteptăm în București în intervalul următor? În București, astăzi, încă o vreme frumoasă, însorită și deosebit de caldă, cu o maximă termică de 16-17 grade, 3-5 grade la noapte. De mâine, într-adevăr, își vor face apariția și ploile, doar ploi de această dată în zona capitalei. La început, adică pe parcursul zilei de mâine, vor fi mai ales averse, posibil însoțite și de descărcări electrice, iar pe tot parcursul intervalului până miercuri seară, ne așteptăm și la cantități importante de apă, în jurul la 20 de litri pe metru pătrat. Temperatura aerului va fi în scădere, dacă mâine încă ne mai așteptăm la valori maxime de 13-14 grade. Miercuri, temperatura maximă nu va mai depăși 6-7 grade, dar pe parcursul nopților, minimele termice vor rămâne încă ușor pozitive și vor fi în general de 2-5 grade.